Azi fac guvern cu voi, Ceaușescu președinte, da. Și voi, tu ești ministru de interne, ministru apărării. Dacă întorcea Revoluția, deci e posibil ca voi să fi încercat să-l scoată două de acolo. Secvențe care vin ca argument la ce, încă un argument la ce spune dumneavoastră. La Timișoara, unde era în plină revoltă populară, au plecat, au fost trimiși de Elena Ceaușescu, Dăscălescu și cu Bobu. S-a scandat, se striga împotriva lui Ceaușescu, a guvernului. Dăscălescu a fost făcut un om de nimic. Nu ești în stare să-i... Este celebră replica pe care a primit-o de la un revoluționar, că i-a spus: nu ești în stare, ce prim-ministru ești tu, nu ești în stare să dai un ordin, să oprești, să faci, să aduci. În momentul în care a intrat în clădire, s-au desfășurat discuții și negocieri timp de ore întregi cu Dăscălescu și cu Bobu. Acolo nu mai spun faptul că l-au băgat pe primul secretar în primul, în nou partid, pe care îl constituiseră acolo și în FSN. Deci, într-adevăr, asta a fost reacția. Oamenii foarte revoltați în stradă. Poate că în stradă a existat, și eu sunt convins că a existat, oameni autentici revoltați, dar care, iată că nu au ajuns că în locurile suntem astea. Totuși pașnici, nu suntem, exact. Nu suntem poate ca sârbii, care nu uitați că sunt mult mai agresivi și mai luptători. În 21 decembrie, la Piața Romană, sau în 22 dimineață, iertați-mă dacă confund, la Piața Romană a coborât din mașină fratele lui Nicolae Ceaușescu. Care a fost imediat recunoscut, a fost și confundat cu Ceaușescu și a început o discuție. Există domnul Montanu în declarațiile lui la comisia senatorială, care a fost prezent acolo, descrie întregul dialog în care acest Ceaușescu încerca să explice că e o lovitură, că sunt veniți. Grigore, tu ai vorbit cu foarte mulți martori. Exact. Pe tema asta, pe tema asta. Eu nu cred că se putea întâmpla așa ceva, pentru că, atenție, până la un punct, această revoltă formidabilă a fost anti-ceaușistă, a fost împotriva lui Ceaușescu, a familiei Ceaușescu. Și familia Ceaușescu însemna Nicolae plus Elena Ceaușescu. Lumea n-avea nimic nici cu Andruța, nici cu ceilalți. Acești oameni atât de mult au fost demonizați și pe bună dreptate în acele zile și pe multe canale, încât eu nu cred că aveau scăpare, eu cred că au fost linșați. Doi la mână, dacă populația nu era suficient de hotărâtă, erau suficiente alte elemente care lucrau în acele zile, astfel încât Ceaușești să fie scoși din joc. Este clar. Dar eu nu cred că ar fi fost lichidați Ceaușești. Asta e părerea mea. Știți ceva la Târgoviște? La Târgoviște știți cum a fost Pantelimon Găvărescu, primul secretar? Avem și episodul ăla extraordinar povestit. Adevărul, și o să-l dăm și aici. La Târgoviște, Pantelimon Găvărescu, pe care Ceaușescu întrebase la Znagov: Găvănescule, cum e acolo? E liniște? E liniște, domnul secretar general? Aici e liniște, totul sub control. Întreba treaba asta pe la... unul fără 20, da? Ei bine, după o oră și un pic, după o oră și ceva, o oră și un sfert, să zic așa, Găvânescu era atârnat deasupra balconului, cu un picior deasupra balconului și cu altul înăuntru, și sigur că oamenii mai aveau doar să dea un impuls să-l arunce acolo, pe trepte, pe beton, se făcea praf, și în mijlocul mulțimii care urma să-l linșeze. Au fost câțiva oameni ucizi acolo și au spus: nu facem moarte, nu facem vărsare de sânge, îi pedepsim, îi judecăm, nu e omorâm. Și l-au tras înapoi de peste balcon. Dar există poza făcută de un revoluționar, nu știu dacă revoluționar spontan sau unul pregătit pentru scena asta, cu Găvănescu jumătate peste balcon. Bun, asta vreau să te întreb. Oamenii simpli care l-au întâlnit pe Ceaușescu pe parcursul fugii sale, cam cum crezi că au reacționat? Cam cum... aveau milă față de ei, vreau să fiu ospitalier, că văd aici cineva care își punea probleme, cum să-i dau ciorbă de lobodă, că doar asta avea, sau care-i... Aici oamenii de la centrul de plante și ulterior aveau să fie și alții mai departe, dar aici cred că a fost momentul cel mai duios pentru Ceaușescu. Și aici am două elemente. Pe lângă faptul că Ingeu Șeinescu, cel care conducea activitatea acolo, ceilalți fiind plecați și directorul fiind plecat, Ingeu Șeinescu îi se adresează așa mai aspru. Îi zice: ce vrei, bă, la modul ăsta? Și am zis că e șocat atunci. Eu sunt secretarul general. Bun. Dar ceilalți oameni, femeile care erau pe acolo, mai mult femei erau, și un om de serviciu, o femeie de serviciu, două contabile, erau foarte duioase și ziceau... Păi sigur, acum îl regretă pe Ceaușescu. Asta e o constantă aproape. Oamenii respectivi îl regretă pe Ceaușescu. Ziceau,
femeia serviciului zice, l-aș fi dus la mine, mă gândeam să-l duc eu acasă, dar aveam 3 sau 4 copii și dormeam într-un pătun, n-aveam unde să-l cazez pe el. Altă femeie zice, l-aș fi dus la mine în Târgoviște, aveam 2 camere amărâte, eram în post și n-aveam decât ciorbă de lobodă. Cum să-i dau ciorbă de lobodă? Da. Asta este un element. Al doilea element bine, este... Bine, dar e lobodă pe vremea aia? Lobodă găsești, în decembrie? Găsești la... Cred că la piață mai găsești doar lobodă. Adică mai vreau țăranii pe bani. Dar în decembrie mai găsești lobodă? Știu și eu, o pui deoparte, o pui la borcan și tot. Da, poate o puneau la borcan, da. Atenție, pentru post. Dar e o scenă la cedul de plante, fabuloasă. E fabuloasă asta, e de film. Ceaușescu, când este lăsat, deci intre de la șoseaua principală pe alee în lung, după aceea aleea de câțiva metri chiar la scări. Și atunci este oarecum împins înăuntru, de acolo convins de șofer, șoferul fuge, la miliție se anunțe că la ajutarea partii și după aceea la miliție, și mai mult femeia este serviciu de acolo, zice, avem oaspeți, uitați cine a venit. Eu și Ceaușescu vin, să zice, Ceaușescu intră în prag. Este o ușă acolo, cum intri, să spunem, este un o fereastră către șosea, da? Distanță mare, 20 de metri, să spunem. Așa, Ceaușescu vine în prag, biroul, aș putea face o schemă, dacă poate face mâine seară, da. O schemă. Ceaușescu intre pe ușă, Șeinescu este pe scaun aici, Ceaușescu acolo în dreapta, acolo televizorul, în colț, și Șeinescu are câteva clipe în care se uită la televizor și la Ceaușescu. Aia ziceau, tiranul, a fugit tiranul, dictatorul, sângeros, vampirul, a sub sângele poporului. La televizor acolo, Ceaușescu e la 3 metri în ușă. Și atunci este un blocaj de genul ăsta. Șeinescu este paralizat, stă cu 99 și murit, la 50 de ani, mai mult, așa. Și atunci Ceaușescu deblochează totul și zice, stinge televizorul, e lovitor de stat, sunt numai minciuni, trădătorii, numai minciuni vorbesc la televizor. Și Șeinescu atunci a stins televizorul. E, aici ajunge la lovitura de stat, pentru că da. Asta spune Alex Mihai Stoianescu, faptul că un șef de stat este alergat de către armată, se dau ordine de doborâre a elicopterului în care se află acest șef de stat, arată că ar fi lovitură de stat, cu toate că încă nu Iliescu încă nu a apărut la televizor, nu se vorbea de Frontul Salvării Naționale. La 21 pic apare el. Da. Iată, din comunicațiile generalului Stănculescu cu generalul Rus. Mai întâi a fost altă treabă, i-am spus, citez, vezi dacă se îndreaptă spre Bulgaria, că era drumul cel mai scurt și vezi să nu ajungă acolo. Îi transmitea Stănculescului Rus. Rus, șeful aviației. Șeful aviației. Apoi am aflat că s-a oprit la Znagov, care a fost pentru mine o enigmă completă, nu s-a așteptau. De ce s-a oprit și ce a făcut acolo? Ulterior am aflat că le-a comunicat Ceaușescu din la plecarea de la Znagov, vedeți că plec la Târgoviște, că acolo mă apără oțelarii mei. Nu întâmplător, primul contact cu Târgoviștea este la oțelărie. Da. Această replică a fost de ce? Pentru că vorbise cu Găvănescu, cum a reconstituit foarte bine, și a zis, veniți aici că vă apărăm noi, îi spusese Găvănescu. Dar știi ce nu înțeleg? Cum adică Victor Atanasie Stănculescu, el care îi urcă în elicopter, să plece, pentru nu știa unde se duce elicopterul? L-am și întrebat la un moment dat, domnul Jean, bun, l-ai ridicat în aer, dar... Unde se duce? N-ai urmărit să vezi unde aterizează? Ce era, dar să vede când nu, o secundă, dar da. El i-a pus în elicopter ca să ce? Atenție! Poate că el i-a pus în elicopter și nu și-a pus problema unde va ajunge elicopterul, probabil știind că elicopterul va fi spulberat. E singura explicație, nu? Trebuie să știe că, domnule, pleacă elicopterul. Cu declarația generală Stănculescu. Numai că acolo la Târgoviște, și acum încep lucrurile să fie foarte serioase. Acolo la Târgoviște avea niște legături speciale, pentru că era un punct de comandă de rezervă al armatei. Ăsta era pericol. La Târgoviște exista un punct de comandă armatei, de unde Ceaușescu putea să comande toată armata din țara asta. Telecomunicații tot. Mai ales după ce vorbise cu Angel și cu luase legătura. La Voinasa avea un punct de transmisie radio, putea să vorbească pe frecvența. Deci era punctul de rezervă în caz că se întâmpla nenorocire aici în București. Mai departe, l-a lăsat pe Bănescu și Bobul la Znagov. Și eu atunci am spus lui Rus, vezi să nu ajungă, găsește o soluție să nu ajungă la Târgoviște. Și în felul ăsta i s-a dat lui Maluțan ordinul să coboare imediat că...